cu regiunea noastră în care România este aici, în estul României se duce acel război între Rusia și Ucraina, cu pericolul care vine din Marea Neagră, pentru că operațiunile militare de acolo sunt foarte apropiate de litoralul românesc și de granițele noastre maritime. Iar acum apare tensiunea asta, Kosovo-Serbia, în zona de sud-vest a României, la sud-vest de România, începem să fim cumva înconjurați de tensiuni și de crize. Ce înseamnă din punct de vedere geopolitic și militar toată povestea asta pentru România? Prima oară înseamnă că, plecând de la faptul că aceste crize există, că Europa nu e scutită de o asemenea criză, că lumea întreagă, dacă ne uităm și în alte zone geografice, nu e scutită de asemenea criză. Deci nu există pace perpetuă, istoria nu s-a terminat. Istoria evoluează, competiția dintre state există, interesele sunt antagonice uneori, există prietenii de conjunctură și faptul că uneori criza nu există, asta nu înseamnă că ea este rezolvată. Și aici este problema din Kosovo. Kosovo, am avut, știm tare bine toată istoria destrămării Iugoslaviei, problemele de la granița dintre cele două, nu, în triunghiul numit Serbia-Albania, Kosovo, faptul că din 1999 aveam acolo misiune NATO, istoria intervenției NATO din 1999 pentru a pune capăt problemele care erau în Kosovo. Și ideea este că această tensiune de acolo, chiar dacă mai puțin vocală, dacă îmi dați voie să mă exprim așa, ea nu a dispărut și nu a trebuit decât un mic chibrit, o mică flacără, ca ea să răbufnească foarte, foarte tare. În zona Kosovo, bine, într-adevăr, avem partea de est a României și partea de sud-vest a României. Tensiuni, dar nu de asemenea magnitudine, din punctul meu de vedere. Bun, desigur că nu, dar știți cum se spune că e suficient să înceapă ceva. Pescov a strecurat o chestie care mie mi-a atras atenție. Zice, bine că am lămurit-o în seara asta, dar e o amânare pe o lună. Deocamdată este o amânare pe o lună, în sensul că dacă nimic nu se schimbă, dacă deciziile, dacă ordinele autorităților kosovare nu sunt schimbate, atunci această amânare este de o lună, dacă cineva nu convinge pe sârbii kosovari să nu mai reacționeze în modalitatea în care a reacționat. Da, având în vedere contextul ăsta foarte complicat al Estului, unde există războiul Ucraina-Rusia, după invazia pe care Rusia a făcut-o în Ucraina, e posibil ca treaba asta să fie apărut pentru că și-a băgat cineva coada, ca să zic așa? Sau poate că nu și-a băgat cineva coada, poate că până în acum lucrurile au fost lăsate să evolueze. Băgat coada în sensul pozitiv al... băgat coada în sensul că, domnule, hai să plantăm cât mai multe tensiuni ca să creăm probleme în zonă. Tensiunea exista, este evidentă, ea nu a fost atenuată. Nu, a fost atenuată doar la suprafață, dar în totalitatea ea exista. Avem zona de nord a Kosovo, unde în 4 municipalități se găsește aproximativ jumătate din întreaga populație sârbă din Kosovo, la granița cu Serbia. Inevitabil ca acolo, având în vedere istoria largă a zonei, având în vedere istoria conflictului, având în vedere multe aspecte care sunt, tensiunile sunt foarte, foarte mari. Și acum avem, într-un fel, bine, cineva poate spune, domnule, Kosovo este un stat independent, recunoscut de unii, declarat independent, unii nu de noi. Unii l-au recunoscut, alții nu. Corect, nu de noi. Noi n-am recunoscut Kosovo. Noi n-am recunoscut, sunt 90 ceva de țări nici care Spania, au făcut-o. Nici Grecia, nici Slovacia n-a recunosc, da? Recunoscut Kosovo. Exact. Deci unele țări l-au recunoscut și autoritățile pot spune, nu? Și cei care au recunoscut statul respectiv pot spune, noi suntem aici, noi decidem ce la se supun. Dar nu este chiar așa, pentru că în zona aia, având în vedere sensibilitățile din zonă, toate măsurile trebuie luate cu multă finețe. Este evidentă că sensibilitățile sunt foarte mari, iar potențialul de conflict civil în acea zonă este de asemenea foarte, foarte mare. Eu sper că în această lună, intervalul de acum, apropo de luna la care s-a făcut referire, părțile vor fi convinse să deescaleze, astfel încât să nu avem de-a face cu o escaladare, cu o creștere a nivelului de tensiune, care nu ar duce decât la probleme, la distrugere, la pierdere de vieți. Acolo sunt forțele NATO de menținere a păcii din contingentul KFOR. E evident acest lucru. Mandatul e dat de Organizația Națiunilor Unite încă din 1999. Mandatul este dat de Organizația Națiunilor Unite. KFOR-ul a evoluat de la aproximativ 50.000 de oameni în 99 până la aproximativ 4.000, mai puțin de 4.000 acum.
acum. Comandantul este un general major din armata ungară, cam 3700 de membri, vreo 20 de națiuni în care contribuie. Deci avem diferențe între posibilități, cei 50.000 de atunci, cu cei 3700 de acum. Evident că situațiile nu se compară de asemenea. Din fericire, avem pe de o parte mandatul ONU, care acționează ca o directivă politică, dacă îmi dați voi. Pe de altă parte, avem un plan de operațiuni care va fi urmat de către comandant și de către forțele care se găsesc acolo și, de asemenea, comanda care se găsește la Napoli și, de asemenea, la cartierul general operațional al NATO care se găsește la Mons. Bun. E limpede că Serbia și Rusia sunt foarte apropiate, asta este foarte clar. Vreau să mergem puțin la est de România și să ne uităm puțin ce se întâmplă în Ucraina. Nu prea mai sunt evoluții spectaculoase deocamdată. Cum vedeți așa, într-un scurt rezumat, situația la zi? Nu sunt evoluții spectaculoase. Ceea ce vedem în general este același efort principal care este în estul Ucrainei, care conduce într-un fel de secret al lui Polișinel operațional, care conduce la ideea firească, concluzia că rușii vor să ocupe întreaga regiune a Donbasului istoric. Vedem dorința de a ține sudul în condițiile în care se găsește acum ocupat de către Federația Rusă și aceste reacții ofensive ale Ucrainei care ușor, ușor vor să împingă înapoi și să recucerească zona pierdută. Pe de altă parte, avem reacții ofensive. Am avut reacții ofensive nou Harkovului, aici este avem cu albastru, dar informații sunt și despre niște reacții ofensive, acțiuni ofensive ale forțelor ruse, care pe de o parte vor să împingă înapoi puțin tel din forțele ucrainene care aveau ca intenție să ajungă la graniță, iar pe de altă parte Harkovul este întotdeauna este important din punct de vedere al liniilor de comunicație care asigură transportul logistic necesar efortului principal. Și nu trebuie să uităm pe de altă parte, pe acâta parte, că avem de asemenea o declarație, acum, într-adevăr, atenție cu declarațiile, să le credem că nu le credem, ale unor oficiali înalți din Federația Rusă, care spune, atenție, noi nu ne mai mulțumim cu ce am spus odată că ne mulțumește. Au zis că vor să schimbe conducerea Ucrainei. Conducerea, da. Și Harkovul ar putea face parte din acel nou obiectiv, în sensul că nu mai vrem numai Donbasul, nu mai vrem numai zona de sud care ne-a interesat până acum, am zis că ne interesează, vrem mai mult decât atât. Harkovul, având în vedere și istoria acestui oraș, importanța lui pentru... Dacă vor mai mult decât atât, înseamnă că e de durată. Este de durată, dacă vor mai... Pentru că acesta este cuvântul cheie. Dacă vor mai mult decât atât, au declarat că vor mai mult decât atât, dar asta nu trebuie să ne ducă la concluzia că noi trebuie să credem ceea ce se declară. De fiecare dată, rușii ne demonstrează adevărul spuselor că, nu, adevărurile tactice, în limbaj civil, minciunile, rus de guerre, sunt cele care, cum să spun eu, sunt atât de prezente, capcanele, minciunile, sunt atât de prezente în conflictul militar. Și niciodată nu trebuie crezute declarațiile, pentru că ceea ce ele trebuie totdeauna verificate cu ce? Cu situația la zi, cu faptele, cu existentul și cu posibilitățile de dezvoltare. În momentul în care avem o situație la zi și vedem că din acea situație se poate evolua în patru direcții, toate acele patru direcții trebuie să fie avute în vedere în cadrul unei analize. În special britanicii, surse din zona Ministerului Apărării Britanic, susțin că, de fapt, planul rușilor este să înceapă să anexeze cam prin toamnă, septembrie, niște regiuni pe care le controlează deja din Ucraina, în așa fel încât să fie considerate de către Federația Rusă teritoriul al Federației Ruse, în așa fel încât să sigileze cumva eventualele operațiuni sub amenințarea posibilității folosirii eventuală a armelor nucleare tactice, așa cum scrie în doctrina de apărare a Federației Ruse. Credeți că vor urma anexări în septembrie-octombrie? Cred că asta urmează. Nu știu dacă septembrie-octombrie, dar cred că asta urmează. Altfel, nu aș vedea rațiunea declanserea și este operațiuni în limbaj rusesc de apărare a Donbasului. Donbasul, cele două regiuni care legal aparțin Ucrainei, nu? Rușii s-au dus, vor acum, deci de la 7% din teritoriul Ucrainei, să puneți 20, 25, 30% din teritoriul Ucrainei, vor să-l aibă, este foarte, foarte clar, și de asemenea partea de sud, având în vedere situația care în acest moment le este favorabilă, mai favorabilă în comparație cu situația din 2014. Ucraina nu mai e singulară, există acea limbă de pământ care face legătura terestre dintre forțele ruse și teritoriul Federației Ruse, evident. Și leagă tot terestru și teritoriul.
teritoriul Federației Ruse de Crimea, între timp, evident, plus podul respectiv. Da, asta este ideea. Zona aceasta, cele două zone nu fac decât să afecteze economic extrem de puternic Ucraina, pentru că aceasta este o zonă puternic industrializată, combinată de la Crivorug și toate acele combinate și zone miniere și de asemenea industria metalurgică pe care noi cunoaștem, nu mai vorbim de Mariupol, știm, okay, industria de acolo. Zona economică, nu, care este plămânul oricărei națiuni, ieșitul la mare, marea, este acum, o mare parte din ea este sub controlul Rusiei. Nu trebuie să uităm despre de ceea ce, oricum, în acest moment Rusia spune că este ei zona economică exclusivă. Ok. Bun, înțelegem așadar că deocamdată lucrurile nu par să evolueze dramatic, dar atenție că sunt acele obiective pe care și le-au fixat cu sigilarea zonelor pe care le-au stăpânit.